Dar asta înseamnă să fii mare scriitor, de fapt. Îi mulțumim lui Liviu Pestelavec și vedem să ne vorbească despre ce vor să le. Eu nu știu să vorbesc așa cu asta tine. Să vorbesc. Îmi pare rău că n-am înregistrat, că n-am fost pe fie ce am spus. Nici de posteritate nu avea nevoie. Nu am mea. Posteritatea are nevoie de oameni mai clar decât mine, dar lasă, eu am spus ce-am spus. Da, dacă vorbești, bine, e foarte frumos. Mulțumesc pentru tot ce ai spus. Eu vin prima oară din Craiova. Vă fac o plecăciune pentru prezență. Îmi provocați emoții. Eu sunt o moldoveană pe cineva București. Foarte rar sună telefonul, de-aia mă... Din Moldova. E foarte ciudat. Ai zis București. Sunt un moldovean venit la București, de fapt București e plin de provinciari. Moldovenii m-au uitat cum sunt bucureștean, dar nu există în București, sau nu pentru bucureștei. Pot fi la fel de bine și un craiovean și un ardărean. Te luăm o filială, mă, frate. Dacă te mai place la ei. Stai seama ce o frață, domnul președinte, la zona aici, felicitări pentru alegere. Mulțumesc, domnul Stoică. Sper să vă fie mai bine nouă, în nouă mandat. Și nouă tuturor. Și vouă tuturor. Da, veștile sunt un pic inveștă. Da, speranța. Da, nu mai, decât ultimul. Izbonirea poeziei și întoarcerea ei pe furie și v-a spus că nu pot să vă vorbesc literă așa cum v-a spus. Nu mai vreau să vă citesc. 1. În vremuri de demult, deci izbonirea poeziei și întoarcerea ei pe furie și ăsta este. În vremuri de demult, Platon în Republica a alungat preventiv poetul nonconformist din cetate, conștient că poezia are substanță supranaturală și că poetul e transmițător al celor dictate de puterea divină. În condițiile în care Socrate îl tot ținea morții cu caracterul supranatural al creației poetice și cu harul divin în nașterea poeziei. Citez. Poetul e o făptură ușoară, naripată și sacră, în stare să creeze ceva doar după ce pătrunde harul divin și iese din sine părăsit de judecată în chestiile mele. Platon ar fi izgonit pe poet, fiindcă își dorea o cetate a lui ideală formată numai din cei educați ca oșteni în spiritul muritorilor de rând, prea plecați în fața asprimii legilor pământene, al oamenilor de treabă, oportuniști, umili, plăugători ai puternicilor zile. Paranteză, Platon îl accepta numai pe poetul, citesc, care ar imita exprimarea omului de ispravă și care ar spune ce are de spus, urmărind canoanele prescrise de când ne-am apucat să-i educăm pe oșteni. Am încheiat citatul. Cetatea lui Platon nu avea nevoie de poeți liberi, inspirați. 2. În vremuri de azi, criticul Ion Simuț, exasperat, izgonește poezia de literatura română și o trimite la cimitir, chiar dacă ea nu vrea să moară. Știți că degeaba s-a tot clamat moartea poeziei după Revoluție la noi. Scriam din 2003 că Ion Simuț execută poezia care e vinovată inclusiv de involuția politică, socială și economică-financiară românească. România aducând apocalipsa, poezie devenită pentru el o subliteratură. Că trebuia să apară cineva care să încerce să omoare și ceea ce avea literatura română mai bun, mai credibil, ontologic. Poezia. Și ce e de-a dreptul de concertant e că s-a pus sub semnul întrebării, anulând valoarea poeziei românești, și modelul estetic de promovare a ei. În plină era consumismului în chimere, sunt cuvintele lui Ion Simuț, Ion Simuț e convins că susținătorii poeziei adevărate, dar fără priză la marele public, puținii critici care îi mai sunt devotați, îl citesc, suferă de un idealism estetic anacronic și prost plasat, chiar de numere. Așa, trebuie să fii mărginit să ceri și izgonirea poeților de valoare și să-i acuzi și pe criticii care îi citesc încântați că suferă de idealism estetic. E de necrezut că s-a ajuns la un asemenea regim de exterminare. Îl citez. Poetul este lumea consumistă, relicva altei epoci, relicva romantică și neomodernistă. Chiar citat. Hotărăște același Inclement
Iosimuț, fiind extrem de deranjat de supremația poeziei, a citat în literatura română. De ce nu mai poate să doarmă Iosimuț, fiindcă se mai scrie poezie în România? Istoricul Iosimuț insistă, îl citez, idealismul estetic neomodernist nu mai are nicio justificare după logica postmodernismului și a pieții, amândouă bazate pe un funcționalism contextual. Funcționalism. Acum am înțeles. N-are ea beata țară o economie de piață funcțională? Cum ar putea România de azi să aibă o poezie de piață funcțională? Urmare, criticul Iosimuț decretează. De aici înainte, la după citez, e interzis să se mai scrie poezie. Gata, m-am săturat. S-a săturat să fie nobilată limba română prin poezie? Pe eseistul Orădean nu-l mai interesează, citez, construcția pe exclusivitatea criteriului estetic. Am încheiat citatul. El e convins că, citez iar, poezia și critica poeziei sabotează literatura română contemporană. Am încheiat citatul. Nici mai mult, nici mai puțin. Poezia sabotează. De aceea nu are literatura română mari scriitori universali, fiindcă îi pune poezia piedică. Oricum, el nu ține cont că poezia e, la urmă, născută. E un dar. Se scrie în chipul cel mai natural cu putință. Iosimuț dă cu parul. Îl citez. Volumele de poezii nu mai au niciun rost. A mai insista împotriva indiferenței tuturor cu critica de poezie în toate revistele și toate suplimentele culturale, mi se pare un gest sinucigaș pentru publicațiile respective. Excesul de poezie din manuale și din revistele de cultură e total contraproductiv pentru receptarea celelalte literaturi, care mai poate fi salvată. Am încheiat citatul. Cealaltă literatură fiind proza. Și când te gândești că nenorocirea nenorocirilor poeziei românești de plânsă de Iosimuț este aceea că nu mai are marele public de partea ei, de parcă l-ar fi avut vreodată. De parcă asta e problema poeziei dintotdeauna. Asta e doar problema unor minți, bunei minți, înfierbântate, pervertite, pragmatice, de critic lipsit, de clar viziune, pare rău, care nu prea are idee cu ce se mănâncă poezia, nu are de unde să știe ce vrea ea să însemne de fapt, nici în profunzime, nici la suprafață. Odată ce n-are acces la ea, trebuie să o spun pe față. Pe când poezia e doar o chestiune personală a celui predestinat să stea la masă de scris, pe care istoria poeziei române o validează și o asumă sau nu ca valoare. Dar Iosimuț a fost pus la punct inclusiv de critici. Gheorghe Grigurcu, de pildă, i-a răspuns că, îl citesc pe Grigurcu, avem sentimentul de fel confortabil că teza lui Iosimuț e mai cinică până și decât discursul proletcultist, care, măcar teoretic, nu îndrăznea atinge, referitor la poezie, atar cote ale nihilismului. Post-ideologia depășește nu odată ideologia. Ea citată din Grigurcu. Izgonită de criticul Iosimuț, poezia s-a întors pe furiș tot timpul. Sau n-a plecat deloc, nicăieri, nicio clipă. A rămas în prim planul literaturii noastre. Fiind un specific al limbii române, să fie performantă prin poezie. Pentru viitor, Iosimuț ne amenință cu istoria literaturii române. Probabil fără poezie. 3. Dar fi lucrurile atât de simple. Poezia de limbă română s-a tot sincronizat cu poezia occidentală până la Revoluție, s-a tot reproșat. Azi poezia română nu mai are cu cine să se sincronizeze. Putând da lecții inclusiv poeților occidentului, anglo-americanul, canadian, în paranteză, arătați cu degetul la adresa orbiciștilor, devenind sursa lor de inspirație să protecte. Scăpați de comunism și de cenzura statului, mai liber decât ne putem imagina, ce am observat? Privind mai atenți în Franța, ca frați de limbă romanică, țară în care au emigrat atâția poeți români să se rateze. Că domeniul literatură nu mai cuprinde poezia, ci numai proza, în Franța. Îl citeam luna trecută pe Nicolae Prelipceanu, care e mereu plecat în Franța și știe de la fața locului care e situația. În revista acolo, 7-8, anul ăsta. Îl citez. Azi, prin literatură, se înțelege proză. Numai și numai proză. Iar prin proză, aproape numai și numai roman, novel. Asta e obsesia. Câtă mai e a lumii de azi. Încheia citatul.
Și poetul francofon, pentru ce la el mă refer, continuă, dă de exemplu unei emisiuni de impact pe postul de televiziune francez, nu mai contează care, de prezentarea cărților noi. Vă citesc pe Felicianu. Niciodată, în cei câțiva ani de când am descoperit eu această emisiune, nu a fost prezentată o carte de poezie. Dar absolut niciodată. Deci, într-o emisiune ignorată, ca și cealaltă, de altfel cea de limbă, plasată de obicei mai devreme, ea însăși, această emisiune ignorată ignoră la rândul ei o parte a literaturii, și anume poezia. Și Franța e o țară pentru care cultura pare a mai însemna ceva. Sau excepția culturală tocmai asta să însemne, că e ceva de neglijat pe care îl păstrăm ca pe o relicvă, ca pe un semn funerar, pe un mormânt, ca pe o placă memorială, am chiar citat cu multe legea. Nu întâmplător insist pe Franța. S-a tot făcut caz de un citat din Boris Nadeau, dispărut la 102 ani. În 2011, critic literar, a scris și despre istoria suprarealismului. A fost editor de carte, descoperind și publicând opere de scriitori de renume și a fost fondator al celebrei reviste Lachezen Literar. Auziți, că citez, poezia, atenție, pare să fi rămas apanajul lumii a treia. Teribil. Poezia a fost izgonită din Occident și a rămas apanajul țărilor din fostul lagăr comunist, confundate cu lumea a treia, cu adevărat. Poezia contează și azi în țările vecine nouă, în orice caz. Măcar cât contează ea în România, vom călca mâine, poimine pe urmele Franței, unde ai impresia că poezia a devenit floare la ureche? Sigur, avem și noi, cei din lumea a treia, mari probleme cu cititorii și distribuția cărții de poezie și a revistelor literare. Paranteze, chiar dacă facem parte din Uniunea Europeană, nu e deloc un avantaj pentru limba română. Mentalitatea globalistă ne va îngropa probabil de zi. Degeaba am intrat în Imperiul Internetului, unde distribuția are alt sens, în situația în care librăriile refuză să le pună la tarabă fiind nevandabile, vorba de carte de poezie. Avem tot mai presant sentimentul zădărniciei când publicăm, că nu ne mai citesc nici prieteni, dar minte cititorii dezinteresați sau criticii de poezie care au mai rămas pe baricadă. Încotro. De ce gradul de comunicare s-a micșorat an de an, dacă nu cumva s-a pierdut între poet și receptor? Poezia cu maximum posibil de semnificație inclus, tensionată, e un mijloc extraordinar de comunicare. Alexandru Mușina propunea să se înființeze case ale literaturii, eventual pe lângă bibliotecile județene, deschise zi de zi, cu 2-3 angajați care să aibă în atribuții organizarea de lecturi publice, recitate, întâlniri cu scriitori, toate plătite, să se mai dea o șansă comunicării. Pare rău, dar într-un fel sau altul există astfel de inițiative, în alt gen de organizare, inclusiv asta. Dar ele n-au atras public larg și au depins de conjunctură. Mă întreb, lipsa de audiență avizată ar putea fi trecută cu vederea dacă poetul ar citi din poeziile lui la sfârșitul unei slujbe duminicale în biserică după ce își ține preotul cuvântul? Că poezia încarcă omul cu energie spirituală. Oare va veni vremea când vom simți totuși natural nevoia să ne descărcăm de poezie? Ca de o descărcare de sarcini? Ar fi o pierdere incomensurabilă pentru limba și literatura română. Sper să nu apuc asemenea vreme. Serios, nu pot să cred că se va întrerupe continuitatea scrierii poeziei în limba română. Creația literară e înscrisă în ADN. Sunt convins. Cărțile sunt obiecte artistice, obiecte identitare, care dau de gol realitatea interioară a autorului. Sunt fabricate din emoții și sentimente, din subtile senzații și trăiri. Poetul cristalizează emoțiile. Realul și limbajul conform teoreticienilor. Produse originale sau nu. Poetul e un aparat de recepție a realului, a lumii senzoriale, emoționale și culturale în același timp, sublinia Ezra Pound. De ce să izgonești poezia când ea vine de la sine, receptată natural? Practica poetică ar putea da un sens vieții pe această lume. La nivel personal,
izgonirea poeziei de câte ori am intrat în criză existențială și am hotărât să nu mai scriu, n-a venit decât să-mi provoace, n-a făcut decât să-mi provoace milă de mine însumi. Poezia întorcându-se pe furiș la masă de scris. Am luat seama că amăgirea cu creația literară m-a ținut în viață. Dacă nu scriu pentru setar și nu citesc, fiindcă la mine simțul cititului e mai dezvoltat decât simțul scrisului, trăiesc de pomană. Nimic altceva nu mă poate motiva. Sunt din fire sinucigaș. După 7 tentative de sinucidere la 23 de ani, considerându-mă un ratat incurabil, am scăpat de obsesia sinuciderii după ce mi-am definitivat prima carte de versuri. Am dactilografiat-o și am trimis-o la un concurs editorial de debut, în 1974. N-am fost băgat în seamă, dar speranța că voi fi publicat în prozi m-a ținut pe picioare, la masa de scris. Am definitivat 12 volume de versuri până să debutez editorial. A trebuit să aștept 6 ani să se învețe critice din jurul acestor concursuri editoriale cu, în ghilimele, noua poezie care avea să poarte numele de 80-ist. Mai apoi, la 50 de ani, în anul 2000, s-a repetat obsesia sinuciderii. A durat 7 ani, fără să mai am, de această dată, ca la 23 de ani, inițiativa tentativelor de sinucidere. Am așteptat un semn de sus sau de jos, care să-mi spună cum anume să pun în practică plecarea, trăind într-o lume a semnalelor, a semnelor, unele percepute, altele nu. De exemplu, mi-am luat adio de la Poezia Română cu volumul intitulat La plecare. Am scris autografe de adio, eram ferm convins că sunt ultimele. N-a fost să fie. E ciclică și presiunea astrelor, născut pe granița dintre Vărsător și Pești, pe 19 februarie 1950, dimineața. De anul viitor, aștept să o ia de la capăt cu obsesia sinuciderii, după 7 ani de relativitate, în mod absolut stupefiant, din 7 ani în se modifică viața. La 50 de ani, tot masa de scris m-a salvat, zilnic amăgindu-mă că așa mi-a fost scris, așteptând de pe o zi pe alta să crăp de supărare că am eșuat pe această planetă ghilimea. Altfel, dacă n-aș scrie și n-aș citi, eu n-aș avea idee ce să fac mai departe cu mine însumi. Scriind, mă iluzionez că mă echilibrez, inclusiv psihic, de pe o zi pe alta. Pe de altă parte, coborârea în subconștient are legătură de la o vârstă cu coborârea în infer. Din acest motiv, nu odată, intrat în impas existențial, izgonesc poezia, dând vina pe ea pentru tot ce mi se întâmplă. În locul meu, că ea poezia, fie și în mod experimental, se întoarce pe furiș și mă scoate din impas. Cea mai enervantă situație legată de repetiție, la masa de scris. Într-o viață am tot ars etape la masa de scris. Fiecare de versuri al meu e o altă treaptă. Se vede cel mai bine asta în antologia de versuri. Am stricat astfel ani întregi de creație, așteptând să găsesc o nouă formulă în ghilimele, o nouă formă poetică, nu știu cum să-i spun. Citez, un nou mod de a aborda relația cu textul, cu fiecare cuvânt și cu limbajul român și cu o realitate a mea. Că poezia putea da de gol mai degrabă neantul interior decât cantitatea de necunoscut din sufletul universal Arthur Rimbaud. Poezia, această gândire de dincolo de rațiune, cel puțin pentru mine, poezia exprimă existentul irațional. Din păcate, cu asta, am observat că nu sunt luat în serios nici acum. După ce am publicat 14 volume de versuri original, n-am repetat poeme sau formule. N-am critici care să mă susțină pe de-a dreptul. La mine fragmentarismul funcționează și la nivel de receptare critică. Mai rău, în 2013 m-am trezit contestat. Îmi pare rău că trebuie să-i pronunț numele, sau poate n-ar merita să-i pronunț, pentru că pentru mine nu e decât o nulitate morală. La Revoluție semna editoriale cu Ceaușescu până în 14 decembrie 1989, era redactor șef al ziarului la România Liberă, când Băcan era în pușcărie, conducea revista Magazin. Vă spune ceva? Știți cine? Da, lasă, Ștefănescu. Exact. A fost acolo. Cel care l-a iubit pe Manuel.
anume că sunt supraevaluat, mediocritatea fiind o trăsătură a postmodernității. Sau am fost acuzat ca o premiere, s-a pomenit de premiera cu Mircea Ivănescu, cu premiul Mircea Ivănescu, că transmit prin versul meu energie negativă. Din acest motiv, să mi se spună asta când se premia președintele jurului fiind Alexandru Cestelecan, mi-a spus că mai înainte, bine, mă retrag când văd, mă duc în vârful muntelui, în fine, închei. N-ar fi momentul să izgonesc pentru totdeauna din viața mea poezia toarsă pe furiș, să nu mai generez acel câmp esențial de forțe care deranjează. Mulțumim, Liviu! La salută! Apocaliptic în cele din urmă, dar lui este consubstanțial. Sigur, putem să avem tot felul de praguri din asta de simțire. Să fim mai aproape de ceea ce spunem, sau să fim puțin mai distanți, să spunem distanți puțin. Sunt micile trucuri ale autorului care se pune în relație astfel cu propria poezie și cu propria interioritate, de care se depărtează după ca sau se apropie și atunci devine mai sceptic în legătură cu toată literatura, cu viața lui, cu viața lumii. Însă, la Stoiciu, ceea ce este interesant este această neîncetată depărtare, apropiere și din geografia, dacă vrem, nu doar fizică, ci și spirituală a românilor, Valea Deal. Putem să observăm cum el provoacă adevărate imersiuni, urmate de ridicări la suprafață și de împingeri neîncetate ale bolovanului, căci efortul său este sisific în auto-edificare și în ceea ce ne spune de fiecare dată. Din pricina asta, el nu pare niciodată un campion și nu se socotește ca atare, chiar dacă este multipremiat, ca în anul ăsta, să spunem. Dar astea sunt accidente în biografia poetului, care ca om poate să primească cu mai mult sau mai puțin confort recunoașterile astea publice, dar interiorul poate să rămână la fel de decepționat și în așteptarea cometei, să spunem, ca să cităm din titlul unui prieten al său, poetul Traian de Coșovei, sau coleg de generație, cel puțin, că nu mai știu cum stau prietenii de la București. Și eu îmi amintesc despre portretul extraordinar pe care îl face din fragmente, pentru că așa este împrăștiat în paginile carnetelor Maro, ale lui Aurel Dumitrașcu, reeditate sau editate, de fapt, într-o formulă socotită definitivă de Adriana lui Gheorghe, publicate la editura Conta în 2011, două cărți mari și grase, în care omul așa a pus acolo toată viața, toată supărarea și toată poezia, ca să spunem așa, de lângă poezia pe care o scria. Și în care Liviu Stoiciu apare mereu ca o persoană luminoasă și de aceeași factură cu revoltatul Aurel Dumitrașcu și întotdeauna rândurile, vă rog să vă uitați, referitoare la Liviu, sunt de o căldură și de o ardență extraordinară. Puțin prieteni sunt jubrăbiți așa și din apropiere și de la distanță, pentru că Aurel Dumitrașcu era un mins de o rigoare nemaipomenită atunci când când își evalua prietenii și prieteniile, scrisorile sale către, dacă vreți să vedeți asta, către Dan David sau către Corbu, sunt extraordinare, sunt năucitoare pentru acei băieți. Nu știu în câtă justificare și dreptate era, pentru că subiectiv putea fi omul, dar putem să înțelegem cu ce nu era de acord de acolo și să ne dăm seama de verticalitatea acestui om care predea educație fizică la Borca și celor care erau mai apropiați sau mai apropiate, că erau multe fete, poezie și literatură, le împrumuta cărți, le vorbea despre frumusețea vieții trăite în spirit, în vreme ce făcea educație fizică sau culegeau fructe de pădure pe dealuri. Și Liviu apare așa ca un personaj încă de atunci intratabil, inadaptabil, cum spune chiar în autobiografia scurtă pe care o are la cărțile lui, un om care nu accepta imixtiunea cenzurii, pentru că Aurel vorbește acolo de timpul despre felul care ăștia masacrau cărțile și cedările sau necedările sau suferințele sau tristețile și numai cine n-a publicat înainte de 1900 de jurul nu poate să înțeleagă asta. Noi n-am publicat,
Eu am publicat poezie doar în reviste și nu am avut problema asta, recunosc că am publicat doar la Ramuri de la Daia. Câteva poezii pe care mi le-am publicat așa au apărut, nici nu cred că era cine știe ce le tăia sau de cenzura de acolo, dar ei aveau probleme grozave la cenzură cu cărțile. Liviu a publicat o carte în 1910 cu un titlu care cred că este definitoriu prin însăși ceea ce transmite acest titlu și astăzi, La Panion. O carte care s-a remarcat imediat și care a fost bine primită, zic eu, de, poate el știe mai bine decât mine acum, de critica, vorbesc de critica tânără, poate a vremii respective a epocii, nu știu acum tot ce despre dosarul critice a acelei cărți, dar știu despre luptele lui anterioare, într-adevăr, a ajuns să publice o carte în 1980, la 6 ani după ce ai depus la editură și luptându-te cu tot felul de cenzuri, dintre care unii, culmea, erau chiar poeți foarte buni și editori de carte, dar care făceau inevitabil jocul structurilor aceiași, mai ales numit acolo în Cadetele Maro ale lui Aurel Dumitrașcu, cu Florin Mugur, care, culmea, zice, un poet care la trecea extraordinar, opera putere absolut aberante, nu înțelegea pentru ce Mugur trebuie să se apere așa și să arate că a lucrat și el acolo pe manuscris, trăind din versurile poeziei, totuși, din cartea aia. Poate că Liviu ar putea să ne spună și ceva legat de felul în care el și generația lui au intrat în literatura română, într-o perioadă în care știm foarte bine cât de greu se publica, știm astăzi, și când poeții erau supuși la tot felul de ordani, poeții tineri și obzeciști, unde este și el încadrat prin, mă rog, sinonimie, dar știți foarte bine, obzecismul general este apreciat ca fiind acea latură a literaturii, a poeziei bucureștene, maturată în general de Nicolae Marescu la Cenacul de Luni, limbaj și discurs de un anumit tip, de care poezia lui Stoicu și limbajul lui sunt la mare distanță, totuși. Și lucrul ăsta l-am apreciat eu personal, în creșterea și evoluția mea atunci când le citeam cărțile, nu spun că nu-mi plăceau poeții de la Cenacul de Luni, care erau un ambuleș câteodată și foarte mirobolanți așa, dar în timp ce crești sau îmbătrânești, observ cum discursurile individualităților erau pregnante la oameni ca Liviu Ioan Stoiciu sau Ion Mureșan sau chiar la Nikita Danilov sau mai târziu la Marian Răghiș și la Aurel Pantea. Sigur, bucureștenii beneficiind într-adevăr de un soi de superbie a expresiei care a atras în perioada aia și eu trebuie să recunosc că poemele celor publicați în Aer cu Diamante sunau, erau șlagere, ca să spun așa. Ei și trăseseră cu ochiul la structura aia poeziei generației Beat și atunci făcuseră cumva ca un fel de cântec să se substituie așa poeziei. Erau frumoase, cum le zicem noi astăzi. Până în rest, mai este ceva ce trebuie să rămână și nu mai rămâne chiar poleana, scripirea aia care era atunci. Te rog, Liviu, dacă poți să-mi spui și vrei să-mi spui ceva legat de munca poetului. Aș vrea să țină somn că eu nu eram la cel moment trăiam la Focșani, da. Eram bibliotecar, deci aveam aproape totală de București. În prima tinerețe, când vorbeam de sinucideri, eu am condus un cenacul studențesc. Erau ascuns scriitori pe bandă, ascuns scriitori din Bătare.